Aș vrea să deschide Sfintele Scripturi la Cartea Psalmilor și aș vrea să citesc în această dimineață Psalmul 127, pagina 630, Cartea Psalmilor, Psalmul 127. Cuvântul Domnului spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, ele de pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă oportunitate de a fi aici. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Vă aduc salutul fraților din Biserica Emanuel din Suceava. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze ale dumneavoastră vieți, ale dumneavoastră familii și șederea noastră aici în diaspora, în Anglia, să fie sub privirile Domnului. Amin. Frații mei, întorcându-ne la pasajul care l-am citit, un pasaj foarte cunoscut, aș vrea să ne uităm la el și din acest pasaj să extragem pentru noi câteva învățături în ce privesc casele noastre, în ce privesc familiile noastre. Și revenind, uitați-vă versetul 1, dacă nu zidește Domnul o casă, continuă Scriptura, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce-o păzește. Frații mei, Biblia nu spune că noi n-avem nimic de făcut și totul cade pe Domnul, ci ceea ce cred eu că vrea Dumnezeu să ne învețe în această dimineață e că tot ceea ce noi muncim în casă, tot ceea ce noi facem pentru familiile noastre, trebuie făcut după proiectul divin, trebuie validat de Dumnezeu și trebuie să respectăm cerințele care El le impune pentru bunul mers al caselor noastre, al familiilor noastre. Cu toții mă gândesc că vă doriți realizări în domeniul acesta. Dacă acasă, vorba noastră, nu ne simțim bine, dacă în familie nu este plăcut, nu este frumos, frații mei, dacă asta nu se întâmplă, vina nu trebuie dată pe Domnul, ci trebuie să ne întoarcem repede la proiectul inițial, la proiectul pe care Dumnezeu l-a gândit și să încercăm să vedem unde s-a produs o eroare, ce trebuie remediat, ce trebuie schimbat, ca Dumnezeu să-și pună parafa peste munca noastră din casă, munca noastră din familie și lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. Mi-au atras atenția, și cred că și dumneavoastră, este aici un cuvânt care se repetă. Degeaba. Vedeți, niciunul dintre noi, și închei paranteza, doar puțin vreau să vorbesc despre asta, niciunul dintre noi nu se duce să pună în pământ ceva ce nu va produce nimic. Care dintre dumneavoastră merge să prestați o activitate dacă ea nu va duce niciun beneficiu? Frații mei, important este să muncești cum trebuie, cum cere Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, ca la final să vină răsplătirea, să vină ceea ce noi așteptăm, să ne ajute Dumnezeu. Și vorbim despre acest proiect pe care Dumnezeu l-a gândit, vorbim despre o zidire, o păzire corectă. Mi-aduc aminte de spusele Apostolului Pavel, spune Pavel Efeseni capitolul 5, apropo de viața de familie,
Citesc versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Acum, dacă eu v-aș spune, dragii mei, să vă iubiți unii pe alții, aș spune, frate, noi asta o știm de mult. Tocmai cu asta aș vrea să începem. Cum a iubit Hristos biserica? A fost o dragoste doar declarativă? Uitați-vă ce frumos sublinează textul. S-a dat pe sine pentru ea. Nu știu ce ați făcut azi dimineață în casele dumneavoastră. Nu știu ce ați făcut săptămâna aceasta. Dar vreau să vă gândiți și mă adresez în mod special soților, bărbaților. Noi căutăm interesul propriu personal sau ne sacrificăm pentru binele celuilalt? Am pretenția să mi se facă, să mi se pună la dispoziție, să-mi dea sau mă gândesc la celălalt? Fac o prioritate din celălalt. Revin la pasaj. Cum a iubit Hristos biserica? Cum a iubit-o? Cum a iubit-o? S-a dat pe sine pentru ea. Dragii mei, nu știu dacă, mă rog, ați observat și cred că este ceva evident. Se caută astăzi, bănuiesc că nu în casele dumneavoastră, nu în familia dumneavoastră, se caută astăzi un fel de persoane, cum spuneam, care să ne stea la dispoziție. Dacă n-a reușit să trecem și în partea cealaltă, n-a reușit soțul să facă tot ce eu i-am cerut, mă deranjează, mă supă, sunt nemulțumită, comentez. Eu vă întreb, e asta o dragoste care se exemplifică, se definește prin lepădare de sine? Haideți mai degrabă să ne întoarcem la Scriptură, mi-aduc aminte de David. Saul le-a făcut foarte mult rău lui David. Într-un anume context l-a avut în mână și spune Biblia 1 Samuel capitolul 26, chiar Abishai a sugerat, zice, lasă-mă să lovesc cu sulița mea, să-l pironez dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Și David a spus cu toată fermitatea, nu-l omorâ. Cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David rămâne atât de marcat de gestul acesta, încât spune în versetul 21 așa, am păcătuit, întoarce-te fiul meu David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta, am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Frații mei, cel mai ușor pentru noi este să răsplătim răul cu rău. M-a supărat soțul? M-a supărat soția? Mă comport cum n-ar trebui să mă comport. Câți dintre noi avem o asemenea iubire, suntem conduși de un asemenea țel, încât, repet, să renunțăm la noi. Eu așa vreau să se comporte soțul. Eu așa vreau să-mi facă, să-mi aducă, să-mi treacă. Eu așa vreau. Să renunți la ceea ce-ți vine. Să renunți. Asta a făcut David. Credeți că el n-a fost om ca și noi? Credeți că lui nu i-a venit să se răzbune? Credeți că lui nu i-a venit să comenteze? Dar ce? Asta e mâncare, eu știu, ăsta e lucru, așa ceva mi-ai cumpărat. Frații mei, David a știut, eu trebuie să-l respect. Eu trebuie să mă las pe mine deoparte și să-l favorizez pe Saul. El să trăiască, lui să-i fie bine. Chiar dacă mie îmi va fi rău în continuare, chiar dacă eu voi suporta anumite consecințe, vedeți, nu s-a concentrat pe sine. Asta e marea problemă a societății noastre. Acum, n-aș vrea să fiu prea dur, n-aș vrea să fiu prea exigent. Mi-aduc aminte de alt pasaj biblic, Luca capitolul 10. O pildă cunoscută, pilda samaritianului, cum o numim noi, un om a căzut între tâlhari, i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat,
Și acum vine versetul 31. Din întâmplare, pe drumul respectiv, cine se cobora? Un preot. Și când a văzut pe omul acesta, cum s-a comportat? S-a gândit la sine sau s-a gândit la celălalt? Uitați-vă ce zice textul. A trecut înainte, aș spune eu și nu cred că greșesc, văzându-și de treburile sale. Frații mei, prea adesea ne vedem numai de treburile noastre. Știi? Eu să-mi rezolv probleme. Mi-am propus astăzi să fac asta, asta, asta și asta. Dragul meu, de cel căzut care poate tocmai soția ta, când o să-ți faci de el? De cel căzut care poate tocmai soțul tău și trebuie să renunți la planificările tale. Trebuie să renunți la ceea ce ți-ai propus. Trebuie să te gândești la el. O să ai timp, o să ai vreme? Uitați-vă mai departe. Un levit n-a mers din prima, hai să vedem a doua oară. A trecut și el prin locul acela. Când l-a văzut, dacă nu-l vedea, era una. L-a văzut că e căzut? L-a văzut că avea nevoie de ajutor? L-a văzut. Și uitați-vă aceeași atitudine. A trecut înainte pe alături. Stau și mă gândesc la levitul acesta. Oare el nu s-a gândit că într-o zi s-ar putea și el să ajungă căzut și lovit, bătut de tâlhari? Frații mei, foarte mult egoism și trist că deodată și noi, uitați-vă, se lipește și de noi. Haideți puțin să ne oprim la samaritean. Când l-a văzut, credeți că el n-avea treabă? Uitați-vă ce zice textul. S-a apropiat, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Asemenea oameni cred că caută Dumnezeu, frații mei. Asemenea oameni să dea Dumnezeu să fim noi, care să lăsăm interesul nostru. Acum, eu nu sunt specialist pe domeniul familie, dar asta este realitatea. Nici vârsta nu mă recomandă foarte mult. Dar ce am înțeles din scurta experiență pe care am acumulat-o? Dragi ascultători, când noi o să punem problema corect, o să ne iasă calculele. Când din start noi suntem poziționați în zona greșită, niciodată mofturile tale nu vor fi satisfăcute. Niciodată pretențiile tale nu vor fi stâmpărate. Pentru că soluția nu este să pretinzi de la celălalt. Să fie așa, să nu lipsească, să fie totul impecabil. Soluția este să ne întoarcem spre noi și să ne schimbăm noi, să ne ajute Dumnezeu. Nu mai insist, dar dați-mi voie să mai pun în față cel puțin două pasaje. Unul dintre ele, 1 Corinteni 7. Contextul este unul specific vieții de familie. Citeți, de exemplu, versetul 3. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Tot așa, să facă și nevasta față de bărbat. Și acum, ceva foarte important. Nevasta poate să facă ce vrea cu trupul ei. Așa zice textul. Nu-i cazul acum să detaliem, dar poate n-ar fi rău. Soluția nu este să fii tu bucuroasă ca soție, apropo de nevastă. Dom'le, mi-am satisfăcut dorința. Nu e adevărat. Stăpân, cel care decide, cel care are dreptul să se bucure de trupul tău, cine este? Ce spune textul? Bărbatul. Ne întoarcem și în partea cealaltă. Nici bărbatul, nu cred că e cazul noastră, dar unii, părerea mea, abuzează, frații mei, dragi ascultători. Au niște așteptări în domeniul ăsta la soțiile lor, încât folosesc un termen laic. Eu știu, zici că e un regim totalitar. Mă rog, cerințe, niște exigențe speciale. Dar ce spune textul? Nu asta zice textul. Toate mofturile tale trebuie neapărat, eu știu, împlinite de... Ascultă! Gândește-te la cine? Nu este stăpân pe trupul lui, pe dorințele lui, ci nevasta.
Frații mei, când o să mutăm în partea cealaltă? Ziceam că mai vreau să mai citesc un text, Luca, capitolul 7. Știți pasajul cu femeia păcătoasă? Simon l-a văzut, a văzut-o că a venit, versetul 38, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și ce făcea? Plângea. A început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Și acum Simon în sinea lui a zis, dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el. Este o păcătoasă. Domnul Iisus n-a spus că ea nu-i păcătoasă. Unii dintre noi se scuză și spun, frate, dacă ai ști tu ce soț am eu, dacă ai ști tu ce soție am eu, n-ai mai predica, mă rog, te-ai oprit. Uitați-vă ce zice Hristos, versetul 47. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Dragii mei, soluția noi nu să numărăm păcatele. Soluția nu este să ținem evidențe foarte stricte. Ai greșit? N-ai fost atent? Soluția asta este. Să folosești buretele acelea al iertării care, aș spune eu, produce multă iubire după aceea. Cui se iartă puțin, iubește cât? Puțin. Cui se iartă mult, iubește mult. Dacă îmi dorești ceva, scumbii mei, pentru casa mea, pentru noastră, este tocmai aceasta, să ne întoarcem cu iubire. Mi-a venit acum în minte, permiteți-mi să vă împărtășesc, în județul de unde eu provin, din Suceava, undeva mai în nordul județului, într-o localitate, n-am să-i pomenesc numele, a fost o soră cu mulți ani înainte, avea un soț necredincios și povesteau frații de acolo, îmi povesteau. El se îmbăta și mergea la birt. Ca toți bețivii, ca toți necredincioșii. Și câteodată nu venea repede acasă. Nu știu, adormea acolo, ce se întâmpla. Ce făcea soția lui? Când vedea că nu vine, foarte tare m-a sensibilizat gestul ei. Făcea mâncare, o punea în caserole, în cutii, în ce o punea și mergea și îl căuta. Și când îl găsea, venea să-i aducă de mâncare. Se gândea ea, ea era pocăită, el nu era pocăit, cum să rămână soțul meu flămând? Dar n-avea un soț care aducea flori. N-avea un soț care o îmbrățișa și, eu știu, îi făcea declarații de iubire. Avea un soț cum avea. Și sora noastră. Frații mei, de unde resurse să răspunzi cu iubire într-un asemenea context? Cum vă explicați că se poate să ai un asemenea comportament? Eu cred că explicațiile nu sunt complicate. E greu să ajungem acolo. Dar dacă noi l-am iubit cu adevărat pe Hristos, dacă noi am fi plini de dragostea Lui, eu cred că El ne-ar putea ajuta să ne comportăm așa. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Mi-aduc aminte de altă secvență și poate în viața noastră și în viața voastră aveți multe imagini de genul acesta. Se întâmplă soțul să greșească, se întâmplă soția să facă, să comite erori. Și povestea cineva, nu știu exact unde s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, el a trebuit să plece repede la muncă, ea rămânând acasă dezamăgit de atitudinea ei, atitudinea lui foarte dezamăgită. A pus mâna pe telefon și a început să sune. Nu știu unde a sunat, prietene, rude, uite ce soț am, uite ce neatent, uite ce nu-i suficient de grijuliu. În primă fază, pe deplin motivată. Avea ceva concret ca și argument. Mă rog, el a plecat la muncă, i-a părut rău de greșeala pe care a făcut-o. Mă fac o paranteză. Nimeni nu-i perfect. Numai pe al altora le vedem foarte repede și pe ale noastre nu chiar așa de repede. În sfârșit, el a venit acasă, cum a venit, cu brațele încărcate ca să-și spele păcatele, să demonstreze că îi pare rău și ea, când a văzut totuși că lucrurile nu sunt așa de rele cum ea a crezut, a revenit la calea cea dreaptă. Da, spunea respectivul și asta, mă rog, mi-a dat și mie de gândit și celor care ascultam acel mesaj, răspunsul ei, chiar dacă el a greșit, n-a fost cel mai înțelept.
Dar uiteți-mi să fac o paranteză aici pentru noi ca și biserică, pentru voi, pentru dumneavoastră ca și biserică. Nu fiți dintre cei care vânează greșeli. Nu fiți dintre cei care se grăbesc acuze. Nu așa se rezolvă problemele, chiar dacă ele sunt reale, temeinice. Să fim dintre cei care oferim soluții viabile, soluții care rezistă, soluții care rămân în timp și alea, toate trebuie îmbrăcate în iubire, în dorința de iertare. Nu încurajăm păcatul, nu încurajăm fără de legea, dar nu cred că așa se rezolvă problema. Domnul să ne dea lumină, amin. Revin, un al doilea principiu. Frații mei, cum să construim după proiect? Cum să construim ca să reziste? Îmi stăruie în minte o situație din Proverbe, capitolul 7. E vorba aici de o femeie stricată, depravată, al cărei comportament Biblia îl redă, am spune noi, în foarte multe detalii. Proverbe, capitolul 7. Întâlnește un tânăr fără minte și zice de la versetul 18, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață. În familie trebuie să se consume iubirea, bineînțeles, nu în afara ei, să ne desfătăm cu desmierdăl. Și vine aici un detaliu, de care aș vrea să ne legăm puțin și apoi să conexăm și mergem și la alte versete. Căci soțul meu, bărbatul meu, ce zice femeia aceasta? Știți ce zice Biblia? Nu este acasă. Oare să spun că e plecat în Anglia? Nu știu. Sau în Spania, sau în altă parte. Acum voi sunteți aici, cu toții. Dar cred eu că este demn totuși de menționat. A plecat într-o călătorie nu scurtă. Mai plecăm, dar ne întoarcem. Într-o călătorie lungă. A luat cu el sacul cu bani. Nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Nu mă leg de plecare. Sunt excepții. Unii pleacă în detenție, în pușcărie. Nu. Nu e o soluție să păcătuim că celălalt nu-i lângă noi. Nu e adevărat. N-avem scuze. Dar despre altceva vreau să vorbesc. Frații mei, înainte ca să cer de la celălalt să-ți fie fidel, sau să spun altfel, vedeți, familia funcționează pe bază de niște legături. Un bec, ca să funcționeze, trebuie alimentat cu anumită energie. Ei, energia respectivă vine pe un fir. Firul respectiv, nu mă pricep eu la chestiuni de genul ăsta, dar ca idee, firul respectiv transmite acea energie spre bec, de la o sursă care emite energie. Legătura respectivă, dacă este întreruptă, sursa este, becul este, dar nu funcționează. Pentru că undeva pe traseu, undeva pe drum, s-a rupt acea legătură. Despre legătura asta din familie aș vrea să vorbesc puțin în următoarele minute. Unii consideră că n-are mare valoare. Din punctul meu de vedere, are o enormă valoare. Vreau să mă refer la Estera, zice Estera, capitolul 2. O să revenim puțin după aceea și la Proverbe 7. Aici nu era un soț-soție, ci era Mardoheu și Estera. Versetul 11, capitolul 2, în fiecare zi Mardoheu, ce făcea? Se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Estera și ce se face cu ea. Dragi ascultători, de ce Mardoheu își făcea timp în fiecare zi de Estera? Trebuia să-i ducă mâncare când avea cine să o hrănească? Trebuia să o schimbe, că ea nu era în stare? Nu, nicio legătură. Dar știți ce cred că știa Mardoheu? Ce noi nu știm? Că dacă vorbești în fiecare zi, dacă interacționezi într-un mod armonios și plăcut în fiecare zi, se creează o legătură atât de puternică încât, oricare ar fi provocările, este dificil să distrugi o asemenea legătură. Versetul 10, Estera. Nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise. Cum de Mardoheu avea autoritate? Cum de Estera asculta de Mardoheu? Versetul
20, partea a doua, i-a urmat poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Frații mei, revenind la pasajul acesta, Mardoheu, din punctul meu de vedere, a investit în această relație. Acum, eu știu că noi o să sunteți profesioniști, sau cel puțin așa cred, în domeniul ăsta, dar vreau să vă încurajez. Știu că discutăm cu prieteni, discutăm la locul de muncă. Dacă în familie nu discuți, părerea mea că ești deficitar și lucrurile nu sunt bune. În fiecare zi, în fiecare zi, omul acesta era lângă Estela. Dragi ascultător, eu nu vă știu orarul, noastră nu știți pe al meu, dar cred eu că este semnificativ să fie acolo, știți? Nu știu, să dau un exemplu, hai să dau următor exemplu, îmi vine acum în minte. Soția mea face mâncare, cum fac toate surorile, și vorbesc eu de pâine. Asta face, mă rog, cum poate noi cumpărăm, dar mai de mult se făcea. Ai făină, ai drojdie, ai apă, sare, ce se mai pune? Știți cum se face pâinea? Un secret foarte important. Noi sărim peste el. Trebuie să pui împreună aceste ingrediente. Poți să ai făină de cea mai bună calitate. Dacă o ții pe raft și drojdia sub raft, făina rămâne făină și drojdia rămâne drojdie. Asta e familia. Soțul e aici, soția e, nu știu, unul e pe raft, unul e sub raft. Frate, nu ne înțelegem. Nu știu, avem probleme. Păi oameni buni, voi aveți certificat de căsătorie, dar nu relația, legăturile, intimitatea, e total altceva. Hai să ne întoarcem la alt pasaj. Uitați-vă la David. David a avut multe părți bune, pozitive. În schimb, în relație cu unul dintre fiii săi, poate și cu ceilalți, dar în special Biblia vorbește despre relația lui cu Absalom, David n-a fost, a zice eu, de nota 10. Nici noi nu suntem de nota 10, ca paranteză. Dar zice textul 2 Samuel, capitolul 14, Absalom a fost plecat, l-a chemat pe Ioab să-l ducă la David, David chiar i-a spus să nu-mi vadă fața și Absalom trimite vorbă lui Ioab, vino, vreau să vorbim, el n-a venit, a vorbit cu slujitorii lui să pună foc ogorului lui Ioab care era lângă lui. Și în sfârșit Ioab vine, supărat, necăjit, de ce mi-ai dat foc la câmp? Știți ce zice Absalom? Eu parafrazez, tu te superi pentru un câmp cu orz, dar eu ard, eu fierb. Poate și de-aia eu da foc. Era, părerea mea, senzația pe care el o trăia. Vreau să văd fața împăratului. Ce își dorea Absalom, frații? Își dorea să stea de vorbă cu tatăl său, își dorea să simtă, din punctul meu de vedere, spun asta, sau ce cred eu, își dorea să-l simtă pe tatăl său aproape. Avem copii. Frații mei, nu-i privați de dreptul acesta. Lăsați-i să se bucure de brațele dumneavoastră, lăsați-i să savureze apropierea de dumneavoastră. Lăsați-i să se simtă în siguranță că tata este preocupat de ei, că mama își face timp, că pentru părinți ei contează. Că prea desea îi vedem o piedică sau știu, ne încurcă. Iară mă sună, iară mă deranjează. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Așa e normal. Așa e bine să fie toți acolo, să fie împreună. Să poată comunica, să se poată deschide. Și dacă vă uitați la Absalom, la comportamentul său, revin la acest verset, poate insuficient de bine subliniat. De ce m-am întors din Geshur, întreba el. Am fost plecat, am fost departe. Și acum ați tot departe? Și aici, în Israel, tot departe? Vreau să văd fața lui tata, spus aici, fața împăratului. Dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă... omoare.
Aduc aminte de Domnul Iisus care relua cuvintele din Genesa capitolul 2. Va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa și gata sunt una. Știți ce zice textul? Frate, avem, cum spuneam, avem certificat de căsătorie. Ea se numește soție, eu mă numesc soț. E bun, dar uite ce zice mai departe. Se va lipi și actul în sine are valoare juridică, cum știți. Are și el o greutate. Dar lipirea asta, părerea mea, e mult mai mult. Acum, mă rog, situația e de așa natură că suntem îngrădiți într-un fel sau altul, dar ca idee, frații mei, unde nu e o transparență deplină, totală în familie, părerea mea că nu s-a creat cadrul ca să se realizeze acea transparență totală. Unde soția nu se simte în largul ei în casă sau soțul nu se simte bine în casă, înseamnă că nu s-au creat condițiile ca el să se deschidă, să se manifeste, să-și extragă din familie toate resursele de care are nevoie. Și cred eu că de vină suntem noi. E nevoie de timp, e nevoie de investiție, e nevoie de armonie, de bună înțelegere. Vă mai pun în față un pasaj, Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Știți că un de lemnul de preț, pentru cei care vă place Vechiul Testament și ați citit, era obligatoriu să se facă doar la cort. Dacă cineva își permitea să folosească un de lemn de preț în afara perimetrului de la cort, obligatoriu era ucis, era omorât. Era foarte important ca un de lemnul de preț să rămână strict la cort. Destinația lui era una singură, pentru activitatea care se desfășura la cort. Fiecare familie, aș face o analogie, are comorile ei. Ceva ce numai în familie se găsește. Știți că diavolul nu vrea să ne bucurăm de asta? Eu cred că cel mai fericit pentru tine ca și soț, sau fericirea după care tu tânjești, ți-o poate da numai soția ta, cu care Dumnezeu te-a unit. Toate nevoile tale pot fi satisfăcute în casă. Dar nu știu dacă ai dat voie, nu știu dacă ai creat cadru ca unde lemnul acela să se producă în casă. Vorbește Biblia în Proverbe 5 de o fântână. Cu o fântână aseamănă aici familia. Bea apă din fântâna ta. Imaginați-vă, ești flămând și când te duci să bei apă, fântâna e închisă. Cum imaginezi eu asta? Îți sun soțul. Vrei să discuți sau știu, ai ceva pe suflet, vrei să spui. Avem cu toții. Și îl vezi că butonează telefonul. Fântâna e închisă. Vrei să vorbești cu soția ta, vrei să te apropii de ea, sub toate aspectele. Lasă-mă în pace, trebuie să mă duc la nu știu cine. Nu închide fântâna. E pentru soțul tău, e pentru soția ta. Dă-i să bea. Bucurați-vă, zice. Fii îmbătat tot timpul. Probabil aici se referă în mod special la domeniul intim. Cred că putem extinde sfera. Tu ai ceva acasă special. Frații mei, dacă noi am dezvoltat familiile noastre, ați vedea că multe din problemele noastre se rezolvă. Nu suntem satisfăcuți în casă și în exterior ne manifestăm într-un mod neadecvat. Dar de vină că nu suntem satisfăcuți, suntem noi, că n-am crescut suficient legătura. Să ne ajute Dumnezeu să pricepem asta. Și doar un pasaj vă mai pun în față, 1 Samuel, capitolul 30. David era un mare războinic, în permanență se deplasa. Și noi avem activități, suntem plecați, venim, ne implicăm, construim, zidim, dărâmăm, ce facem? A plecat, ce-i drept și într-o luptă care, nu știu dacă era cazul să plece, dar durerea mare este că atunci când s-a întors acasă,
s-a întors la pereții goi. Amaleciții, zice versetul 1, năvăliseră în partea de miază zi, nimiciseră și arseră țiglalul. Și ce-au luat amaleciții? Foarte important. Pe femei, pe toți cei ce se aflau acolo. Atât de supărați au fost poporul, încât, zice textul, că chiar vorbeau, versetul 6, să-l ucidă cu pietre pe David. David a ridicat glasul și poporul au plâns până n-au mai putut plânge. Dragi ascultători, s-ar putea și noi peste ani să regretăm când amaleciții o să ne fure ce nu era a lor. Și un lucru simplu ar vrea să spun din textul ăsta, mergem încă un gând și mă voi opri. David a plecat fără să-și asigure casa. E normal să muncim, e normal să ne deplasăm, cum spuneam, e normal să plecăm. Da. Când lăsăm lucrurile în dezordine, când nu suntem buni pasnici, nu știu ce termen să folosesc, să nu credeți că Satan ne cruță. Ai grijă de soțul tău, dragă soție sau dragă soră. Fii un pasnic bun pentru el, nu în sensul de a cădea în gelozie, de a exagera. E datoria ta să ai grijă de el. Vorbim și invers. Ai o soție. Nu o lăsa de izbeliște. Nu zic că lucrurile vor merge de la sine. Tu trebuie să te preocupi de ea. Avem copii. În mare pericol sunt ei dacă noi suntem numai cu ale noastre și nu ne facem datoria. Să ne ajute Dumnezeu să-L slujim. Amin. Și un ultim gând și mă apropii de încheiere. Cum să construim, ăsta a fost gândul meu din această dimineață și cred că putem să-l reținem, cum să construim după proiect? Cum să construim cum Dumnezeu a gândit să construim, a hotărât să construim? Ca să nu trăim aceste expresii, degeaba, fără rost. Versetul 3, iată, Psalmul 127. Iată, fiii sunt o moștenire de la cine? De la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic. Așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de cine se umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Ajungem la un subiect foarte sensibil. Sensibil nu pentru că el este dificil, ci pentru că cere din partea noastră sacrificiu. Scumpii mei, oricât am zice noi că familiile sale noastre, până la urmă trebuie să recunoaștem că familiile noastre aparțin lui Dumnezeu în primul rând. Soțul tău, prima ta, aparține Domnului și trebuie să-L dai Domnului. Soția ta aparține Domnului și trebuie să-L dai Domnului. Mașina ta, casele noastre, trebuie să le dăm Domnului ori de câte ori este cazul. Și un domeniu pe care trebuie să-l dăm Domnului ține și de nașterea de copii. Eu știu că unii fac alergie când le spui asta, ca și cum îi privezi de libertate. Frații mei, eu nu spun faceți, altceva spun eu. Până la urmă tot acolo ajungem, dar să o luăm altfel. Cine vrei să conducă casa ta? Dacă vrei să o conduci tu, ok, o conduci tu, o conduc eu. Noi o conducem. Dar Dumnezeu își amână. Vrei tu să fii la cârma bărcii? Problema ta, te descurci. Reușești să ajungi la destinație? Puține șanse, părerea mea. Dar, mă rog, dacă vrei să fii sigur că ajungi la destinație, pune la cârmă pe cine? Pe Domnul. Aici greșim noi. Vreau să-mi fac o casă. Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să faci așa cum a gândit El, așa cum a planificat El. Poate asta este un detaliu nesemnificativ. Dar venim la copii. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Dacă Domnul vrea să vă dea copii, frații mei, nu respingeți proiectul divin.
Bine a zis Domnul Iisus, Matei capitolul 18, versetul 5. Așa spune Scriptura aici, Matei 18 cu 5. Domnul Iisus a pus un copil în mijlocul lor și a zis, oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Partea frumoasă a copiilor este că pe lângă grija care trebuie să le acordăm, ei aduc multe cadouri în casa noastră. Nu știu cum să vă spună, eu am văzut oameni care atunci când le dai un job bun, nu mai pot de bucurie. Și când îi întreb, domnule, ce o să faci la jobul ăla? Și o să-ți spună, muncesc, mă trezesc la ora cutare, stau în ploaie. Dar cum îți place jobul ăsta? Cum îți place? Că eu când aud că muncești, îmi vine să fug. Dar știți ce zice el? Dar și când se termină luna, am uitat toate zilele în care au fost ploaie, am uitat toate zilele în care m-a trezit dimineața. Când îți dă banii, uiți de toate. Așa-s copiii. Frații mei, când o să dea Dumnezeu la capăt banii, o să ne pară rău, o să ne pară rău că nu ne-am angajat. Și nu doar în domeniul copiilor, în toată lumea. Poate vă cere Dumnezeu să vă puneți casa la dispoziția Lui, să vă puneți banii. Mare, mare greșeală că noi facem ce vrem noi sau cum ne convine nouă. Se prezintă Ilie la văduva din Sarepta care strângea lemne să pregătească și zice Ilie așa, adu-mi-te rog puțină apă ca să beau, adu-mi-te rog și o bucată de pâine. Și a răspunde, n-avea din belșug. Acum, dacă avea din belșug, ar fi putut să spună Ilie, ți-aduc, că și așa îmi rămâne mult. Știți ce a zis femeia? Strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine, pentru fiul meu vom mânca și va muri. Și Ilie spune așa, nu te tebe, pregătește-mi întâi mie, cu îndelemnul și făina aceasta o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să fac și pentru tine și pentru fiul tău. Și acum vine partea frumoasă. Căci așa vorbește Domnul. Făina din oală nu va scădea, îndelemnul din urcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și partea cea mai frumoasă, superbă, asta ne încântă, ne exaltă, ne face să fim bucuroși. Multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Vedeți, acum nu mai începe cu Ilie. Multă vreme a avut ce să mănânce Ilie, nu zice altfel. Ea și familia ei și apoi Ilie. Poate este nesemnificativă enumerarea, dar revin. Știți ce a fost mai greu? N-a fost greu să se mulțească făină, n-a fost greu să se mulțească undelemn. Din punctul meu de vedere a fost greu ca ea să pregătească întâi pentru Ilie. Spunea fratele la timpul de rugăciune, căutați mai întâi ce vrea Dumnezeu. Frații mei, puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc în casa dumneavoastră. Nu vă puneți pe dumneavoastră că o să iasă rău. Mă gândesc la un pasaj, el este cunoscut, Luca capitolul 5, două corăbii erau la marginea lacului, pescarii se pregăteau, își spălau mrejele și Domnul Iisus recurge la următorul gest, versetul 3, s-a suit într-una din aceste corăbii. S-a întâmplat că era tocmai corabia lui Petru, lui Simon. Și vine aici ceva. Hai să ne oprim puțin. L-a rugat să o depărteze puțin de la țară. Știți ce a făcut Domnul Iisus? Cu alte cuvinte a zis, Petre, împrumută-mi puțin corabia ta. O să vedeți că și de la noi Dumnezeu are pretenții. Nu știu cum stați cu partea Domnului. Dacă când Dumnezeu zice, dă corabia, nu da două, trei, nu știu, exagerez, două, trei lire. Dă-i ce-ți cere, nu ce cer oamenii, că unii cer și nu trebuie ajutați. Ce cere Dumnezeu. Și Petru n-a comentat, Doamne, da, eu știu,
N-a comentat. Iisus s-a folosit de corabia lui. Iisus vrea să se folosească de corabia ta. De ce ai tu? Ce ai? Iisus vrea să se folosească. Bani, haine, mâncare, eu știu, încălțăminte, lenjerii, paturi. Când a încetat să vorbească, versetul 4. Asta e super. Prima dată i-a luat corabia fără să îi dea, fără să închirieze, fără să-i promită nimic. Petre, mi-o pui la dispoziție. Acum, la momentul ăsta, mi-o pui la dispoziție. Când a încetat să vorbească, îi zice, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Petru răspunde, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Și acum versetul 6, după ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Dragii mei, e frumos să citim partea a doua. Știu că și dumneavoastră poate vă doriți pescuiri din astea. Să oprească Domnul carul la poarta voastră și deschideți poarta mare, nu aia mică, și Doamne, mai adu vreo două, dacă se poate, că încape. Așa e, asta este realitatea, noi ăștia suntem noi. Dar prima dată Domnul trece cu carul și trebuie să-l umpli tu. Și trece Domnul cu carul prin fața casei tale și zice, n-o adu din casă. Și tu zici, Doamne, eu n-am nimic de dat. Eu n-am numai de căpătat. Și cred că Domnul, după ce umple carul lui, ca și cu pâinile. Prima dată o dat ei pâinile Domnului, Domnul le-a mulțit, și apoi Domnul oricum nu a rămas dator, că le-a dat 12 coșuri. Mă rog, n-a primit neapărat copilul, dar vedeți, mai mult a fost ce-o dat Domnul decât ori dat ei. Asta e realitatea. Dar ordinea contează. Prima dată dăm noi Domnului, ne punem la dispoziția Lui și Domnul va binecuvânta ale noastre case.